toți în gura mare, nu scoteam din pocăit. Tomoi spuneau adesea dintre rude și vecini, greu o să mai trăiești astăzi ca și cei dintâi creștini. Azi, cuvintele Scripturii cu privire la dușman mai deloc nu-s respectate, că nu plătești nici doi bani. Cum? Când unul te lovește, să-l ierți, să nu te răzbuni. Cum să-l rapți și pentru dânsul să mai faci și rugăciuni? Cum? Când unul-ți cere haina și cămașa ta ți-o dai, cu învățătura asta te lași pe gubaș de rai. Tu nu poate ști proverbul lui Satan cel mincinos, până la Dumnezeu în ceruri te mănâncă sfință jos. Astfel îi spunea lui Toma mulți din cei fără Iisus. Dar el nu-și lua speranța din stăpânul cel de sus. Zilnic avea bietul Toma fel de fel de supărări, dar le trimitea pe toate colo sus în alte dări. Așa într-o zi se duse cu boii săi la Arat, iar acolo când ajunge vede un lucru necurat. Vecinul său de alături, ascultând drăcescul glas, o intra cu arătura în ogorul lui cu un pas. Toma se mâhni în suflet, dar își zise în gândul său, nu-l mai dau în judecată, lasă că vede Dumnezeu. Vecinul, văzând că Toma nu i-a spus niciun cuvânt, s-a gândit, ce bună treabă, am de-acum mai mult pământ. Și când toți ar fi ca Toma, mai lasă-mă să te las, ei, aș mai intra cu plugul și la alții cu vreun pas. Dar celălalt îți răi ca ciuma și la ei dacă aș intra, apoi cu dâns și știu bine, ani și ani m-a judecat. Dar mă mulțumesc că Toma e un om nepăsător și la anul tot la dânsul, iar voi intra în ogor. Cam așa i-a pus în minte diavolul cel necurat și după un an de zile credeți oare că a uitat? Nu, căci boala lăcomiei se vindecă foarte greu la oamenii cei care n-au pe Domnul Dumnezeu. Deci când sosi primăvara și venind din nou să are, intră în ogor la Toma cu o bucată și mai mare. Trase o brazdă, trase două și părea că întinerește, văzând el singur cu ochii cum grădina se mărește. Însă, ca și la comandă, boii s-au îmbolnăvit și tot în ziua aceea amândoi au și murit. Soarele era la miază, el tot plângea lângă boi, când iată că vine Toma cu o căruță de gunoi. Când ajunge, ce să vadă? Tocmai la grădina lui, doi boi morți, unul în dreapta, altul în stânga plugului. Tomo, m-a pedepsit Domnul pentru lăcomia mea, iată acum îmi dau eu seama că am făcut o faptă rea. Ia-ți, te rog, pământul care pe nedrept ți l-am luat, nu cumva să mă lovească mai rău ceresc cumpărat. Și de azi voi ține minte că drept e cuvântul tău, nu-l mai dau în judecată, lasă că vede Dumnezeu. Amin. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Mai înainte ca să împărtășesc o poezie cu dumneavoastră, trebuie să vă fac o destăinuire, o mărturisire. Frecventez prin harul Domnului multe biserici adventiste, baptiste, pentecostale. Dar trebuie să vă spun ce am primit în inimă din partea Domnului, stând acolo pe scaun și ascultând tot ce s-a petrecut până aici. Faceți o lucrare deosebită cu copiii. Am fost în multe biserici, dar ceea ce am văzut aici, slavă Domnului și surorii care au reușit să adună atâta copii la cuvântul Scripturii. Asta e mare lucru.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, soră și sora, slujirea care o faceți să adunați copiii. Gândiți-vă că ăștia când vor fi mari, la rândul lor vor forma o familie așa și casă, masă și toate binecuvântările Domnului. Și așa Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea. O faceți în lumina Scripturii care spune: cei ce învață pe alții să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veci și în veci de veci. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Asta e una. Și mai este încă una. Învață pe copil de mic calea Domnului și când va fi mare nu se va bate de la ea. Mare lucru, mare învățătură. Dumnezeu să vă sprijinească lucrarea și când o mai trece pe aici, cred că o să-și ghebați un cor frumos din tot tineretul ăsta. Și Dumnezeu să vă ajute.